2014, de când a intrat domnul Renato Usatîi în politică, mereu a reușit să demonstreze care și poate face o echipă profesionistă. Suntem în fața dumneavoastră doar câțiva din acea echipă frumoasă a domnului Usatîi. Avem colegi care muncesc la sediul central, avem sute, chiar mii de colegi care muncesc pe tot teritoriul țării, să convingem și să arătăm că noi suntem cei care merităm, inclusiv prin președintele nostru, domnul Renato Usatîi, că merită la data de 20 octombrie să fie ales în calitate de președinte al Republicii Moldova. Mulțumesc! Dumneavoastră cunoașteți cum a fost gestionată și condusă primăria municipiului Bălți. Cunoașteți care au fost problemele și ați văzut schimbarea cu ochii dumneavoastră. Nu este necesar cineva să vină să vă reamintească. Un singur lucru pot să vă spun, că atâta timp cât a fost domnul Usatîi la crâma primăriei Bălți, a fost recunoscută de cel puțin 4 ori ca cea mai transparentă primărie din țară. Mulțumesc! Neavând nicio funcție publică, domnul Usatîi a reușit să demascheze diferite scheme care, cu regret, au fost nu altceva puse la cale decât să ne fure pe noi cetățenii. O să dau doar câteva dintre ele, toate că sunt mult mai multe. Vă aduceți aminte care a fost prețul la gaz până a ieșit domnul Renato Usatîi dintr-o conferință de presă? Nu știu de ce, după ce dumnealui a făcut publică acele acte care demonstrau că suntem furați la propriu, prin intermediul schemei gazele naturale, prețul la gaz a coborât. Și trebuie să mai fie coborât. Schema cu păcura, de asemenea, neavând nicio funcție în stat, domnul Usatîi a reușit să demonstreze întregii țări că nu este bine ce își face. Deci, cu fermă convingere că domnul Renato Usatîi va ajunge președintele Republicii Moldova, trebuie noi singuri să ne alegem viitorul, trebuie noi singuri să decidem cine va fi președintele Republicii Moldova, trebuie noi singuri să mergem la urne, să luăm buletinul de vot și să votăm, pentru că votul nostru contează. Pe 20 octombrie votăm Renato Usatîi, un președinte doar pentru Moldova. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos, domnul Berlinschi!